tinctura de coada șorcelului, scade colesterolul și tensiunea arterială. Folosită ca plantă medicinală încă de pe vremea grecilor și romanilor, coada șorcelului, Achillea millefolium, este recunoscută în întreaga lume ca remediu natural pentru vindecarea plăgilor, relaxarea țesuturilor musculare netede, răcelii și hemoragiei menstruale. De la plantă se culege inflorescența cu o tulpină cât mai scurtă, întrucât aceasta are efecte terapeutice mai puternice. În plus, planta se va regenera mai ușor, dând și mai multe flori, în scurt timp. Cum păstrând planta după culegere, coada, șorcelului se va întinde într-un strat de maximum 8 cm grosime, la loc uscat, lipsit de umiditate, umbrit și bine aerisit. De asemenea, planta medicinală se poate usca în buchețele, atârnate într-un loc ferit de lumina soarelui și uscat. Este bine de știut că dintr-un kilogram de plantă proaspătă se pot obține, după uscare, 200-300 grame de produs. Se păstrează în locuri uscate și lipsite de umezeală, în pungi de hârtie sau în saci mici de pânză. Tinctura de coada șorcelului. Tinctura de coada șorcelului este un remediu eficient împotriva hipertensiunii și bolilor cardiovasculare, așa cum reiese dintr-un studiu făcut în anul 2000. Înainte de prepararea tincturii de coada șorcelului, este necesară obținerea pulberei, rezultată din măcinarea cât mai fină cu râșnița electrică de cafea, a părților aeriene. Pulberea obținută se depozitează imediat în borcane de sticlă închise urmetic, în locuri reci și întunecoase. Termenul de valabilitate este de maximum două săptămâni, deoarece substanțele volatile se elimină într-un timp scurt. Cum se obține tinctura? Într-un borcan cu filet se pun 20 de linguri de pulbere de inflorescență de coada, șorcelului, peste care se toarnă 500 de mililitri NLE. Doi cănii de alcool alimentar de 70 de grade. Borcanul se închide ermetic, iar plantele se lasă la macerat timp de două săptămâni, într-un loc călduros. După această perioadă, preparatul se filtrează, tinctura rezultată fiind depozitată în sticluțe mai mici, închise la culoare scade colesterolul rău, LDL, tinctura de coada, șorcelului scade semnificativ colesterolul rău, LDL, și colesterolul total, reducând, în medie cu 12% valorile trigliceridelor, după doar două luni de tratament. Profitați de beneficiile plantei de coada șorcelului, în special dacă aveți probleme cu colesterolul și tensiunea arterială mărită. Multă sănătate! Nu uitați să cereți sfatul medicului înainte!